După invazia rușilor în Ucraina, au crescut importurile agricole ucrainene în spațiul comercial european. Astfel a fost afectat grav exportul cerealelor românești, prețurile celor ucrainene fiind net inferior prin scutirile de taxe vamale. Fermierilor români li s-au promis de către oficialii Ministerului Agriculturii sprijin din fondurile europene de la momentul calculării pagubelor suferite de România. Țării noastre i s-au alocat cei mai puțini bani, deși pe aici a trecut cea mai mare cantitate de cereale. Comisia Europeană are recurs la o rezervă de criză pentru a sprijini fermierii din Polonia, România și Bulgaria, destabilizați de afluxul de importuri agricole ucrainene. Astfel, Bruxelles a propus să aloce României cea mai mică sumă de ajutor pentru agricultură. Prin urmare, țara noastră va primi doar 10 milioane de euro, deși fermierii români cer de aproape 20 de ori mai mult. Este o sumă de bătaie de joc. Comunitatea Europeană oricum ne-a considerat întotdeauna o piață de desfacere. Întotdeauna au venit cu politici de distrugere a producătorului de cereale din România. Este o sumă pe care nu ne ajută absolut deloc. Nouă ne trebuia 150 de milioane sau 200 de milioane de euro să putem să asigurăm și să dăm, să ajutăm fermele care au pe stoc cereale. Polonia este țara care a primit cel mai mare ajutor, mai exact 29,5 milioane de euro. Polonezii au un ministru care se ocupă de problemele lor serioase. Pentru că au un ministru al agriculturii care se ocupă de soarta fermierilor, nu de tot felul de povești pe care le plimbă pe la televizor ministrul agriculturii Daia. Ca dezastru să fie complet, piața românească a fost invadată de cereale ucrainene modificate genetic. Da, foarte multe genetic. Am avut o problemă chiar pe la Satu Mare, unde s-a găsit în porumb aflatoxina. Sunt și modificate genetic și nu mai corespund nici standardelor cerute de Europa, pentru că aceste cereale au fost depozitate în câmpuri, n-au fost băgate în spații de depozitare. Agricultorii se plâng că au rămas cu tone de cereale pe stoc, iar prețurile cu care sunt obligați să le vândă în piață îi trimite spre faliment. Producătorul român de cereale și de hrană, în general, va fi distrus, suntem pe marginea prăpastiei. Eu chiar acum 2-3 zile am vândut 300 de tone de floarea soarelui cu 1,9 strigător la cer. Fluxul de cereale ucrainene care tranzitează România este în continuare ridicat. Fluxul este ridicat pentru a duce mai departe aceste exporturi. Faptul că comercianții care tranzacționau pe piața românească renunță la prelua cereale din România și le preiau pe cele din Ucraina reprezintă o problemă serioasă. Subvenția de la Uniunea Europeană reprezintă singurul ajutor care mai poate salva agricultorii români.